Situație critică pe Dunăre, în Marea Neagră, aproximativ 100 de nave așteaptă în apropiere de Bara Sulina să intre pe Dunărea Maritimă pentru a ajunge în porturile fluviale și a prelua produse pentru alte state. Deja cel mai lung timp de așteptare al unei nave este de 64 de zile. În apele teritoriale românești ale Mării Negre, deja 96 de nave așteaptă să intre pe canalul Sulina, iar alte 14 așteaptă să intre pe canalul Băstrăie. Pentru unele dintre zecile de nave, timpul de așteptare pentru a intra pe Dunărea Maritimă este de 64 de zile, însă nu toate au contracte să ajungă în porturile dunărene. În ciuda faptului că timpii de așteptare sunt mari, prioritatea la intrarea pe canalul Sulina au embarcațiunile care sunt încărcate cu mărfuri perisabile, cu produse petroliere și cele cu ajutoare umanitare. Efectele războiului se resimt în transportul naval, potrivit administrației fluviale a Dunării de Jos din Galați, capacitatea de operare a porturilor Dunărene fiind una destul de limitată.